Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Ozacona, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacona. Dragii mei prieteni, eu astăzi fac tinctură pentru diarei, tinctură de porumbrele. Eu astăzi am porumbrele, am fost la cules porumbrele pe deal, la cules producel, dar cum să nu fac această tinctură minunată pentru diarei, pentru persoanele care au diaree. Dar știți că porumbrelele ajută și la glanda tiroidă. Porumbrelele ajută și la sânge, la curățarea ficatului. Porumbrelele sunt foarte bune vitamine pentru corpul nostru. Eu porumbrelele strâng aproape când cade bruma sau chiar când a căzut bruma, că ele sunt deja uscate. Ia uitați-vă, da? Dar această tinctură este nemaipomenită pentru diaree, pentru dureri de burtă. Da, dureri menstruale. Sunt doamne care are această durere. Aici între ele mai am și pădușel, fiindcă eu am fost la cules și pădușel. Dar să știți că tinctura din porumbrele ajută și la dureri de burtă când tu ai menstruația pentru femei. Eu am borcan, porumbrele și țuică de casă. Poți face în așa tipuri de sticlă care tu ai băut apa sau sucul. La fel este bun. Eu am adăugat aici și cu puțin pădușel pentru dureri de inimă. Poți le combini tu cum vrei tu. Poți pui jumate de porumbrele, jumate de pădușel. Dar eu am să fac astăzi o parte numai din porumbrele, fiindcă porumbrele sunt pentru diaree. Dar am să fac și din păducel, dar altă dată. Așa, deci eu îmi strâng toate, îmi culeg toate porumbrele mele, le pun într-un borcan de sticlă. Atenție, de sticlă, dacă ai să întrebi de plastic, nu, nu. Sticla este mai bună, se păstrează toate tincturile. Eu când am strâns porumbrele, pur și simplu le-am odat cu puțină apă rece și atâta. Ca să nu fie de praf sau colb. Așa, deci eu umplu borcanele mele cu porumbrele. Așa, când aproape borcanelul meu mi-a s-a împlut, eu adaug 2 linguri de mere de albine. Mere naturală. Alegem întotdeauna o mere bună. La mine eu știu 100% că este merea de albin foarte bună, că este făcută din noi. Noi avem albini, dar nu multe. Câteva familii de albini. Așa. Am pus în borcanelul meu mierea. Dacă îți mă întrezi, Dana, numai decât cu miere se face? Da. Dacă noi vorbim de dureri de burtă sau dureri din menstruale sau diaree, clar că noi facem cu miere de albini. Și peste mierea mea și peste fructele mele, eu adaug țuică naturală. Așa, țuică, pălincă, rachiu de casă. Îl las la măcerat 40 de zile, apoi pot să-l consum. Așa, ei să mă întreb, Zidana, cum se consumă pentru dureri de burtă, pentru diarei? Cu siguranță câte o lingură, două pe zi. Poți mănânci dimineața, poți mănânci înainte de mâncare, nu este obligator să le iei pentru stomacul gol. Așa, în felul următor. El a să măcerească, ce să facă o culoare roșie, închisă, frumoasă, o culoare bardon, dar să știți că această tinctură este foarte bună. Multă lume îl face cu vin alb de casă, dar eu nu iubesc, dacă cinstit, eu știu precis că rachiul meu sau țuica sau pălinca, se mai zicem așa, ea este făcută de mine, ea este naturală, ea este făcută 100% foarte bun. Și eu din rachiu fac foarte multe medicamente, foarte multe. Așa, a mai se spune așa, Zidana, deodată pot să o consum, pot să o consum, dar cel mai bine să o lași la măcerat. Și porumbrelele, deci fructele de aici, se consumă, fiindcă aceste fructe de pădure sunt atât de bune că ele trec durerea de cap. Ele ajută la vasele sanguine. El ajută să ai un sânge bogat. Așa. E zis, Zidana, aproximativ cât? În felul următor. Uitați-vă. O lingură așa. Este bine să o iei înainte de mâncare.
10-15 minute nu mănânci, apoi deci poți să mănânci mâncărica ta. Dar este o tinctură foarte bună pentru diaree, pentru dureri de burtă. Că este foarte multă lume care au paraziți și au dureri de burtă. Este foarte multă lume care bolesc cu ficatul și au dureri de burtă. Sau chiar, mă rog, femeile care sunt, au probleme cu ovarele sau cu cistita, la fel, au dureri de burtă. Și în felul următor îi pun un capac de plastic foarte bun și îl las la măcerat. Deci este un medicament, o tinctură foarte bună pentru sănătatea noastră. Dacă tu ai copii după 10-15 ani, cu siguranță poți ai o linguriță micuță de cafea, că la fel este bună. Deci, dar cum zice Dana să dai țuica, pălinca la copii? Credeți-mă că multe medicamente, chiar și în farmacie, tinctură este făcută din țuică, că noi doar nu dăm să bei câte 200 de miligrame, câte un litru, dar îi dăm câte o linguriță micuță de cafea și este bună. Deci este un tratament pentru dureri de burtă din vechime, așa făcea bunicile noastre, când deci, porumbrelele îi strângeau, făceau și țuică, făceau și vin, făceau și medicamente, și era și pentru glanda tiroidă, și pentru inimă, și pentru ficat, și pentru fiere, deci pentru sânge, pentru imunitate. Deci este un complex de vitamine foarte bun. Așa, eu i-am pus capacul și ne-am pus toate borcanele mele. Foarte bune. Așa, acum mai să mă întreb așa. Zidana, eu nu am porumbrele. La farmacie se vând porumbrele uscate. Ele sunt și uscate. Dar dacă vrei să le combini cu pădușel, cu mare drag le combini. Poți pui pădușel deci aici, cu mare drag. Dar eu pădușelul o să-l fac aparte pentru dureri de inimă. Tinctură pentru dureri de inimă. Așa, această tinctură ajută și la insomnie pentru persoane care nu pot să dorm. Dar clar că deja este nevoie să bei câte 20 de miligrame, deci înainte de somn cu o oră. Deci foarte bine ajută. Deci este un complex de vitamine, chiar și pentru persoanele care au avut COVID. Credeți că este pentru gust de mâncare. Deci este foarte bine pentru sănătatea omului. Cu voi a fost Zidana, vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, numai bine, căutați de sănătatea voastră, iubiți-vă și eu am foarte multe tincturi, absolut pentru tot pe canalul meu de YouTube. Cu mult drag, prietena voastră, Zidana.